Bună ziua, doamnelor și domnilor, vă spune Florin Mihalca, debutează, iată, o nouă ediție a emisiunii Dialoguri Sportive. Suntem într-o zi de luni, 14 septembrie, când observăm că a început școala, dar noi știm foarte bine că la sport competițiile au început de ceva timp și tocmai de aceea ne-am propus să vorbim astăzi despre echipa din județul Bihor cu cele mai bune rezultate la jocuri sportive. O numim, evident, pe campioana României la polo, formația oradeană CSM Digi, care a evoluat deja în primul tur preliminar din Liga Campionilor Europeni și la sfârșitul acestei săptămâni va participa în Italia la cel de-al doilea tur preliminar. De aceea sunt astăzi prezenți în studioul nostru jucătorul și directorul de marketing al echipei oradene de polo CSM Digi, Gheorghe Dunca, precum și antrenorul formației noastre, domnul Kadar Kalman. Vom dialoga cu cei doi undeva până în jurul orei 16, într-o ediție asistată din punct de vedere tehnic de colegul Doico Otilo. Îi salutăm acum pe invitați, domnul antrenor Kadar Kalman, îi spune bună ziua și bun revenit pe la Radio Transilvania. Bună ziua, bun găsit. Mulțumim pentru prezență și domnului Gheorghe Dunca, cel care pe lângă această calitate de jucător, mai nou are și pe cea de director de marketing la clubul nostru. De asemenea, bună ziua și bine ați revenit. Bună ziua, bine v-am găsit. Și o să începem cu antrenorul care a trecut de la activitatea de jucător, acum este tehnician, Kadar Kalman. Care au fost impresiile lui la această primă competiție oficială, prim contact oficial, să spunem așa, cu echipa în noul sezon, tocmai în Liga Campionilor, în Malta? Da, a fost primul meci oficial pe banca echipei. Eu mă așteptam să fie un pic mai ușor, deoarece în prisma evoluțiilor de la echipele adverse, mă așteptam să fie un turneu mai ușor, dar nu a fost așa. A fost un turneu foarte dificil, chiar în primul meci am întâlnit echipa clasată pe locul 3 din Italia, Verona, și am obținut un rezultat de egalitate. Iar după aceea am întâlnit echipa Budvei, care este vicecampioana Muntenegrului, de asemenea o echipă foarte tânără care mereu a fost dornic de afirmare. Am avut un meci foarte, foarte greu cu acesta. Dar în principiu eu cred că echipa a jucat destul de bine, a respectat tot ceea ce le-am cerut băieților și în final am reușit să ne calificăm pe locul 2. În cele două jocuri de care ați vorbit ați obținut două rezultate de egalitate, atât cu Verona cât și cu Budve din Muntenegru, iar mai apoi ați învins echipa gazdă la Valeta. Exact. Dar care a fost obiectivul nostru? Acesta a fost? N-ați avut un număr de victorii propuse? Deci obiectivul nostru a fost să ne calificăm mai departe. Bineînțeles, obiectivul nostru personal a fost să învingem toate echipele și să ne calificăm pe primul loc, pentru că acest lucru teoretic ne-ar fi dat o șansă mai bună la tragerea de sorți, dar repet, obiectivul nostru a fost să ne calificăm mai departe. Acest lucru s-a și întâmplat, de pe locul 2 ne-am calificat mai departe. Domnule Gheorghe Dunca, cel care acum aveți o dublă calitate, atât ca jucător cât și director de marketing al echipei, ce presupune acest nou campionat sau acest tur, al doilea preliminar al Ligii Campionilor, care stă să aibă loc și el, care sunt provocările? Avem un club solid în cadrul care echipa de polo CSM Digi Oradea și-a construit o reputație, devenind un brand cel puțin local. Bineînțeles, avem în fața noastră noi responsabilități și evident noi provocări legate de noua ediție a campionatului intern și participarea în Champions League. Odată cu noua structură de conducere a echipei și cu această a doua responsabilitate de care mă bucur din partea clubului, am considerat că primul lucru care trebuie pus la punct este noua imagine a echipei, care acum se bucură de o nouă identitate la nivel de logo, dar și de un dialog mai bun, atât cu cei care ne sunt deja parteneri și ne susțin, dar și cu publicul de acasă. Astfel, acest logo actual reprezintă o cetate în formă de pentagon, simbolul orașului Oradea, de unde a și luat naștere echipa și respectiv silueta unui jucător de polo care iese din apă cu brațul ridicat. Am asociat acestor elemente culorile roșu și albastru,
culorile clubului, dar și ale orașului. Evident, numele sponsorului echipei. În continuare se fac pași serioși care ne vor aduce cu siguranță cu mult mai aproape de, sperăm, noi susținători, sponsori care să-și asocieze imaginea cu echipa campioană CSM Digi Oradea, cât și de iubitorii polului, indiferent că sunt copii sau adulți. Dar și observăm că acest proiect al noastră survine, pe noi ne bucură acest aspect, acum când s-ar putea să obțineți titlul intern pentru a 10-a oară consecutiv. Dacă nu mă înșel, ați câștigat campionatul de 9 ori. Da, este adevărat. Da, este un an care putem considera că are o anumită presiune din punctul ăsta de vedere asupra noastră, cifra 10 fiind... Da. Una... Și cred că vi-l doriți cu toții să obțineți și cel de-al 10-lea titlu consecutiv. Ar fi păcat să ratați acest obiectiv. Evident, vom face absolut tot ce ține de noi ca să ne îndeplinim acest obiectiv. O să mai revenim asupra acestui proiect, dar vreau să mai analizăm un pic participarea din Liga Campionilor. Cum a fost în apă? Pentru că ai și jucat acolo, Ghiță, în Malta. Da, ne-am lovit de niște adversari care pe undeva am considerat fiind mai accesibili, dar care și-au vândut greu pielea. După cum s-a văzut prin prisma rezultatelor, a fost un turneu destul de greu, calificându-ne după locul 2. Important este că ne-am calificat mai departe și vom vedea acum, săptămâna asta, vom face din nou. Totul, vom da totul din noi ca să ne calificăm în grupe. Primul meci cu Verona, încheie la egalitate, ce sentimente v-a dat? Adică un rezultat bun care v-a dat, eu știu, curaj pe mai departe sau ați fi dorit victorie atunci? Deși știu că ați obținut un egal pe final, dacă nu mă înșel. Da, mentalitatea de învingător necesită abordarea unui meci, cum să zic, mergând la victorie. Deci asta trebuie. Orice sportiv de performanță trebuie să-și dorească victoria. Noi am pornit în acel meci dorindu-ne victoria. În sfârșit, lucrurile au decurs de altă natură. Până la urmă ne-am bucurat că am reușit să scoatem și un rezultat de egalitate, ceea ce în fond și la urma urmei a contat în punctele acumulate în grupă. Domnule Cadar Calman, cum a fost trecerea din apă, de la statutul de jucător la cel de antrenor? Nu a fost ușor, deloc nu a fost ușor, pentru că de acum încolo va trebui să mă gândesc mult mai mult la antrenamente, la cum se va decurge un meci, de exemplu, sau trebuie să gândesc ca un antrenor efectiv. Până acum m-am gândit ca un jucător, pentru că m-am gândit doar ce am de făcut, dar de acum încolo va trebui să mă gândesc și ca un antrenor, ce are de făcut echipa ca să joace mai bine, ca să câștige un meci sau să fie într-o formă mai bună într-o perioadă care îmi trebuie să fie în formă maximă. Aici, de exemplu, echipa. În Malta, la cele 3 jocuri, nu-ți venea de multe ori să intri în apă Ba da, îmi venea de câteva ori, dar repede am trecut peste asta, pentru că de acum încolo eu sunt antrenorul echipei, de acum încolo trebuie să-mi concentrez energia băieților, să le transmit ceea ce au de făcut, și acest lucru necesită multă, multă energie. Cum răspund băieții acum, pentru că tu ai fost și colegul lor, acum ești antrenorul lor? Cum colaborezi cu ei? Cum îi simți? Eu consider că este o colaborare foarte bună. În primul rând, eu îi cunosc destul de bine pe băieți și ei mă cunosc pe mine, dar de acum încolo eu sunt antrenorul lor.
le cer altceva decât le-am cerut în momentul în care am fost în apă, de exemplu, și le-am cerut câteodată să facă ceva mai tare, mai ușor sau chestii de genul ăsta, ajutându-l pe antrenorul meu. Acum eu sunt antrenorul și le cer lucruri mult mai stricte, mult mai puse la punct. Bineînțeles, acum și băieții mă ascultă și se uită altfel la mine. Ora 15 și 11 minute, domnilor și domnilor, vă reamintesc faptul că audiații dialogurile sportive din 14 septembrie, când vorbim despre formația noastră de polo CSM Digi, care iată este la început de sezon, invitați în studio sunt antrenorul Kadar Kalman și jucătorul, dar și directorul de marketing Gheorghe Dunca. Venim la emisiune și la cei doi invitați ai dialogurilor sportive, jucătorul și directorul de marketing al echipei Oradene de Polo CSM Digi, Gheorghe Dunca, și antrenorul formației noastre, campioane, domnul Kadar Kalman. Și pentru că spuneam, domnule Gheorghe Dunca, că pe lângă faptul că sunteți și jucător, aveți și acest nou rol de director de marketing, v-aș întreba ce presupune de fapt acest nou rol al dumneavoastră de responsabil de imagine și marketing în echipa noastră de Polo CSM Digi Oradea. Spre deosebire de alte categorii de produse, sportul este un vehicul de promovare extraordinar. Activitatea polului, magnetismul lui, pot fi la rândul lor exploatate, mai ales la nivel local, dar și regional sau, de ce nu, național. Mi-am dorit ca pregătirea mea să fie una pe măsură, să susțină ceea ce urmează să fac pentru clubul de care, alături de care am evoluat. Urmând facultatea de management, după care am absolvit și un master în management, lucrarea mea de master fiind una extrem de aplicată, la ce altceva mai interesant puteam să mă gândesc și să aleg ca subiect decât dezvoltarea secției de polo din cadrul CSM Oradea. Da, interesantă lucrare. În calitate de responsabil de imagine și marketing, voi reconsidera componenta de comunicare a echipei de polo. În acest moment ea este primordială, de fapt în general politica de comunicare trebuie să aibă o poziție privilegiată, iar în cazul nostru cu atât mai mult cu cât pentru că vindem un produs unicat, cea mai titrată echipă din România ultimilor ani, de 9 ori campionă națională și de 7 ori câștigătoare a Cupei României. Până la momentul relansării site-ului clubului CSM Oradea, vom profita de impactul pe care îl are în comunicare social media. Chiar dacă de puțină vreme am inaugurat pagina de Facebook a echipei CSM Digi Oradea, ne bucurăm deja de ceea ce cred că ne lipsea înainte, comunicarea imediată cu publicul oradean și nu numai. Corect. Am făcut acest exercițiu chiar de curând, începând cu primul tur preliminar al Champions League desfășurat în Malta, postând pe pagina noastră imediat după fiecare meci atât fotografiile și rezultatele însoțite de câte un comentariu la cald. Astfel, iată, ați avut acea legătură directă cu suporterii. Exact, și rapidă în același timp. De fapt, am și observat cu bucurie câtă susținere există din partea concitadinilor prin numărul ridicat de vizualizări. Ceea ce presupune cât de simpatizată și iubită este această echipă exact. De polo. Ne dorim însă ca acest public să fie alături de noi și fizic, în număr cât mai numeros la meciurile care vor urma și se vor desfășura începând cu această toamnă în bazinul nostru Ion Alexandrescu. Atmosfera, vă garantăm, va fi una nouă. Veți vedea, pentru că am regândit unele aspecte care țin atât de recrearea unei noi atmosfere la meciuri. De asemenea, mizăm pe interactivitatea cu publicul, dar și pe atragerea acestuia. Pentru aceasta vom organiza concursuri și tombole ai căror câștigători vor fi extrași din public imediat după meci, iar premiile vor fi din cele mai atractive. Acest aspect se va întâmpla doar la meciurile internaționale sau nu, și în campionat? Se va întâmpla și la meciurile din campionat. Meciurile mai importante din campionat, la derbiuri. Da. De asemenea, după meciuri vom organiza mini-sesiuni foto cu autografe pentru ca publicul oradean să se simtă privilegiat la meciurile de polo. Cum v-a venit această idee a acestui proiect?
Pentru că, într-adevăr, sună foarte bine, deja se simt pașii pe care i-ați făcut în acest proiect de marketing și de imagine, dar jucător fiind, ați acceptat să vă înhămați la două lucruri în același timp? Unul dintre punctele de pornire a fost faptul că multe dintre aceste lucruri sunt lucruri simple, de bun simț elementar, care, după părerea mea, trebuie făcute și care nu s-au întâmplat până acum. Acum că am primit această șansă din partea clubului, vreau să le pun în aplicare și să duc conceptul ăsta de marketing la cel mai înalt nivel pentru echipa CSM Digiora. Deocamdată înțelegem, o faci în paralel cu activitatea de jucător. Da, deocamdată o fac în timpul meu liber, de exemplu între cele două antrenamente, între cel de dimineață și cel de seară, dar sunt mulțumit pentru că rezultatele încep să apară, rezultatele muncii mele de câteva luni de zile. Practic te completezi. Odată lupți în bazin pentru echipa ta și apoi și în afara lui pentru imagine și așa mai departe. Cu alte cuvinte, exact. Ești trup și suflet alături de CSM Digi. Putem spune și asta. Da, bravo, felicitări. Mulțumesc. Cum de altfel îl felicităm și pe Kadar Kalman, cel care a evoluat atât de mult pentru formația noastră și a evoluat cu succes mult și chiar și eu îl regretam și vă regretam, domnule Kalman, când eu am spus că ar fi bine să mai rămâneți un an precum Ghiță Dunca și să fii și antrenor în același timp, antrenor jucător, dar probabil era mai greu, nu? Eu cred că este chiar imposibil la acest nivel să le faci pe amândouă, să fii și jucător și antrenor, pentru că la nivelul acesta trebuie să te concentrezi la maxim pentru evoluția bună a echipei. Iar antrenându-mă, nu cred că aș fi dat un randament înalt. Postul noastră, cum este acoperit acum, acela de fundaș? În vară, după ce m-am pus de acord cu clubul, l-am contactat pe Dusan Marković, fundașul de la Kragujevac din Serbia, pe care până la urmă am reușit să-l aducem la echipa noastră. Iar evoluțiile lui cred că sunt destul de bune, pentru că randament la antrenamente, randamentul său este foarte bun, iar meciurile importante de-abia acum urmează, dar eu sunt mulțumit de randamentul lui Dusan Marković. Lotul în general echipei cum vă mulțumește? Este ceea ce v-ați dorit sau ați fi dorit și alți jucători? Eu cred că lotul este foarte bun, ba chiar mai mult, fiind jucători foarte, foarte buni, acesta un pic e și un pic de presiune asupra umerilor mei, pentru că acest lucru, lucrând cu jucători foarte buni, și mie îmi pune ștacheta mult mai sus. Dar lotul este, cred că, foarte bun, ba mai mult a venit și Mihnea Chioveanu, care s-a reîntors, repatriat, da, cum spune și el, pentru că el deja este jumătate orădean, dar a venit și Mihnea Gheorghe de la Steaua București, un tânăr foarte bun care este de asemenea un jucător de bază în lotul național, deci plus de asta și Dusan Marković, care a venit din Serbia. Eu cred că acești trei jucători aduc un mare plus echipei. Să-l întrebăm și pe Ghiță, cum îi simți pe acești noi colegi ai tăi în apă? Cum este echipa CSM Digi acum față de cea din sezonul trecut? Eu sunt foarte mulțumit de noile achiziții. Băieții își văd de treabă, sunt talentați. Nu există absolut nicio problemă vis-a-vis de ei. Deci, din punctul meu de vedere, tot este în cea mai mare regulă. Atmosfera bună? Da, atmosfera este foarte bună. Ne vedem de treabă. Presiune deocamdată nu aveți, ați trecut de primul tur. Să vedem ce va fi în cel de-al doilea. Urmează presiune acum, săptămâna asta. Aceasta acum e cea mai mare presiune. Da, trebuie neapărat să mergem mai departe. Pentru că s-a schimbat într-un fel, înțeleg, și regulamentul, se califică doar primele două și locul 3, domnule Kadar, din câte știu, nu mai duce nici măcar în Cupa Len. Da, regulamentul se schimbă, din păcate, aproape în fiecare an, iar acest an s-a schimbat pentru că în momentul în care nu ajungem primele două locuri din această grupă, automat pici afară, deci neapărat trebuie să ajungem în primele două locuri.
anul trecut se mai putea evolua în Cupa Allen mai departe. Și acum, în acest sfârșit de săptămână, înțeleg chiar în această noapte sau mâine veți pleca spre Italia, miercuri, într-adevăr, și vă așteaptă acolo adversari redutabili. Da, primul meci ne vom întâlni cu aceeași echipă cu care ne-am întâlnit și în Malta, Verona. Și anume cu Verona. Acum de s-a întâmplat la tragerea la sorți să nu evitați acest adversar în turul următor? N-a existat un fel de criteriu? Din acest în mod punct normal de ar fi trebuit să fie un criteriu, ar fi trebuit să ajungem în altă urnă de valori, dar nu știu exact, pentru că această tragere la sorți s-a făcut în Elveția, noi n-am avut acolo niciun reprezentant. Acum, evident că cluburile n-or să cheltuie bani numai pentru a asista la această tragere la sorți. Dar eu consider că nu este un eșec sau, să zic așa, un ghinion, pentru că oriunde am fi picat, în orice urnă valorică, ne-am fi întâlnit cu echipe bune, deci nu cred că ne-am fi dorit ca să ajungem cu echipe foarte, foarte ușoare, pentru că noi, dacă vrem un rezultat bun, atunci trebuie să batem și echipele bune. Verona fiind echipa de pe ce loc în Italia? De pe locul 3. Locul 3. Și ați încheiat la egalitate, deși... Meciul a evoluat cap la cap până în repriza a patra, unde ei s-au distanțat. La începutul reprizei a patra s-au distanțat mai mult, iar la sfârșitul reprizei am reușit să revenim și chiar în ultima secundă Ciupi, stângaciul nostru, a marcat în ultima secundă. Dar până atunci, până în a patra repriză, am și condus aproape tot timpul, doar cu un gol. Deci un gol am avut avantaj, după care au egalat, iar un gol în avantaj, iar au egalat. Iar în repriza a patra s-au desprins mai mult și până la urmă noi am fugit după egalare. O să vă rog doar să numiți celelalte două adversare, pentru că vom reveni la acest turneu de la sfârșitul săptămânii. Herceg-Novi și Sabadell din Spania. Echipe interesante, dar domnule Gheorghe Dunca, știu că CSM Oradea și-a dorit ca acest turneu din turul 2 preliminar să-l organizeze la Oradea. Chiar se vorbea la un moment dat că sunt 80% șanse. În cele din urmă, iată că el a fost atribuit Veronei din Italia. Da. Ce pot să spun? Probabil că Verona a avut mai multe pile la Liga Europeană de Natație. Eu, din câte am aflat într-o discuție pe care am avut-o cu președintele Clubului Sportiv Municipal Oradea, domnul Florin Birta, dânsul ne comunica faptul că găzduirea acestor turnee a fost atribuită echipelor de pe primul loc, calificate pe primul loc în turul anterior. Da, așa este. Dacă au făcut cerere cele de pe primul loc, în mod normal, trebuie să li se acorde lor organizarea de turnee. Oradea a făcut și Oradea cerere și probabil s-a suprapus cu cererea celor de la Verona. De la Verona, și probabil că acesta a și fost criteriul pentru care s-a ales Verona în locul Oradei. Cât de binevenit era acest turneu pentru Oradea? Era foarte binevenit și ne-am și făcut planuri mari în legătură cu... Era un festival al poloului la Oradea în acest sfârșit de săptămână. Da. Acum, în sfârșit, o să amânăm tot ceea ce am vrut să pregătim pentru săptămâna asta, pentru evenimentul următor. Următor. Dorea să interveniți, domnule Cadar? Da, pentru că tragerea la sorți, care s-a desfășurat acolo în Elveția, privind locația următorului turneu, nu a fost foarte corectă, pentru că un turneu, o grupă a câștigat rușii de la Volvograd și ei nu au primit organizarea. Interesant. Ci au primit Rijeka. Deci aici, de pe locul 2. Rijeka a intrat direct aici. Sau în faza aceasta. Sau a intrat direct în această fază. Deci nu putem să spunem, nu suntem siguri dacă chiar într-adevăr... Acesta a fost criteriul. S-ar putea... Acum, ulterior, e ușor să spui că, bă, de ce nu ați câștigat grupa ca să fi primit organizarea? După câte am văzut, că nu a fost chiar așa. Da, deși Oradea ar fi meritat, având în vedere, să spunem, experiența anterioară, pentru că în ultimii ani s-a tot organizat un turneu în cupele europene în orașul nostru. Da, în ultimii ani noi tot am organizat aici un turneu de calificare, dar anul acesta nu am reușit. Bun, să trecem în revistă și celelalte două adversare. Herceg-Novi, înțeleg, campioana Muntenegrului. Da, campioana Muntenegrului.
Este o echipă foarte bună, chiar acolo am fost în pregătire acum o lună de zile, o pregătire de 5 zile, care, părerea mea, a fost foarte binevenită. În practic au fost primele meciuri semi-oficiale, pentru că nu a fost niciun meci oficial, dar au fost meciuri de antrenamente foarte, foarte bune pentru noi. Un pic s-a schimbat componența echipei, pentru că de atunci au mai venit doi jucători de lotul național în echipa lor. Ei au jucat foarte bine în primul turneu. Deci este o echipă foarte bună. Iar echipa cu care vom juca duminică dimineața, Sabadell din Spania, ultimul meci exact. De asemenea, este o echipă foarte bună, echipă clasată de pe locul 3 în campionatul Spaniei. Acum, din campionatul Spaniei trebuie să știm că este un campionat unde fiecare echipă poate să facă o surpriză în fiecare săptămână. Deci este un campionat foarte, foarte strâns, cu meciuri foarte disputate, în care Sabadell a reușit să iasă locul 3. Deci o echipă foarte puternică și imprevizibilă totodată, zic eu. Gheorghe Dunca, cum caracterizezi această grupă? Una dificilă. Eu, sincer, nu mă așteptam să fie una ușoară, pentru că s-au mai triat după primul turneu, pentru al doilea s-au mai triat o parte din echipe, deci este clar că nivelul urcă. Da, nu, totuși nu erau alții adversari care poate nu erau atât de bine cotați în celelalte grupe? Este posibil, dar acum discutăm despre lucruri despre care nu putem avea nicio certitudine. Având în vedere că se califică doar primele două, înțelegem că orice este posibil, și Sabadell, și Oradea, și Herceg Novi, și Verona, să rămână pe din afară sau să se califice. Da, există șanse să se întâmple absolut orice. Da, absolut orice. Da, o să revenim la analiza acestui turneu din acest sfârșit de săptămână din Italia. Deocamdată este ora 15:31 de minute. Reamintim ascultătorilor noștri că audiază Dialogurile Sportive azi, luni 14 septembrie, când vorbim despre debutul în noul sezon al echipei noastre de polo CSM Digi. Alături de noi în studio, Gheorghe Dunca, jucătorul și directorul de marketing al formației noastre, precum și antrenorul domnul Kadar Kalman. Intrăm în partea a doua a Dialogurilor Sportive din 14 septembrie. Ne reîntoarcem la invitații noștri, antrenorul formației oradeene de polo CSM Digi, Kadar Kalman, și jucătorul, mai nou și directorul de marketing al formației noastre, domnul Gheorghe Dunca. Până să-l mai întrebăm pe domnul Dunca despre proiectele care le mai are interesante în noua postură, vreau să îl întreb pe antrenorul Kadar Kalman cât de mulțumit este de închegarea relației de joc, având în vedere că au apărut acești nou poloiști în echipa noastră. Eu cred că închegarea propriu zis încă nu s-a făcut, pentru că practic am avut doar 3 meciuri oficiale, iar această coleziune între jucători va mai dura un pic, pentru că unii jucători au fost obișnuiți cu un alt stil de joc, iar eu le cer alt, total diferit. Deci eu cred că mai avem nevoie de puțin timp, practic, de meciuri oficiale. Am și eu o întrebare preluată de colegul Otilo de la un ascultător. Cât de greu v-a fost să părăsiți cariera de poloist și să treceți în această muncă de antrenor? V-a fost greu să vă despărțiți de activitatea de jucător? Da și nu, pentru că toată viața mea asta am făcut. Practic în fiecare zi am avut un anumit ghilimele ritual, pentru că în momentul în care zilnic faci mereu aceleași lucruri, mergi la bazin, acolo te antrenezi, vii acasă, după aceea din nou te întorci la bazin, mi-a fost greu ca să trec de la acest ritual la altfel de obiceiuri. Acum trebuie să mă gândesc mult mai mult la echipă, trebuie să mă gândesc ce vom face, cum vor răspunde băieții la antrenament și așa mai departe. Și tot o întrebare de la un ascultător, preluată de colegul Doi Cotilo: când a simțit că sunteți respectat în noua postură de antrenor?
Eu cred că băieții mă vor respecta în momentul în care vor veni rezultatele noastre ca și echipă. Este în regulă, în regulă, domnule Dunca, dumneavoastră de asemenea v-ați avântat cu forțe și cu energii proaspete în noua calitate de director de marketing. Pe lângă celelalte pe care ni le-ați expus în prima parte a emisiunii, ce alte proiecte interesante mai aveți? Da, azi a început școala. Proiectul meu include și promovarea polului în școli, pentru că acolo există o pepinieră nemaipomenită. Putem descoperi copii talentați care iubesc polo-ul și, văzându-ne pe noi, să-și dorească să-l și practice. Putem constitui un exemplu pentru ei, niște modele, dar în același timp trebuie să ne uităm la polo și ca la o alternativă cu mult mai sănătoasă și chiar mai frumoasă decât petrecerea timpului liber în fața unui calculator sau în fața unei tablete. Da. Pentru aceasta vom organiza vizite în școli cu întreaga echipă, de exemplu în săptămâna școala altfel, unde elevii viitori posibil poloiști vor putea interacționa cu echipa, ascultând o pledoarie, de exemplu, despre beneficiile practicării sporturilor de apă. De altfel, am văzut un interes major în rândul tinerilor care se îndreaptă cu ocazia bazinului olimpic pe care îl avem la Nord și poate mulți dintre ei chiar aleg să practice și polo. Da. Am întâlnit foarte mulți copii, tineri, care sunt de-a dreptul fascinați când ne văd. Nu vorbesc doar de cei care deja practică polul, dar mă mai întâlnesc, nu știu, pe stradă, prin supermarketuri, cu familii și se uită la noi ca și la, nu știu, ceva admiră, personaje, da, se uită cu admirație la noi. Și deci, cum vă simțiți voi în această postură? Noi ne simțim bine și sper să și reușim să dăm pentru ei cele mai bune exemple posibile de urmat. Alte proiecte, dacă mai aveți? Da. De asemenea, mai dorim să ne implicăm și în proiecte sociale, caritabile sau în evenimente de tip porți deschise la bazin. În care să primiți copii, da, tineri și nu numai. Atât din public cât și copii din școli, tineri, care să poată să interacționeze practic cu noi în apă, să poată să schimbe două, trei cuvinte, două, trei păreri cu jucătorii pe care îi admiră. Este foarte important lucrul ăsta din punctul meu de vedere. Practic doriți o legătură directă cu... Exact, asta e lucrul cel mai important, cu proprii noștri suporteri, să fim cât mai aproape de ei, să ne simtă cât mai aproape. Foarte frumos. Știu că aveți multe de povestit pe această temă, dar mai vorbim și despre competiții, despre lot, ce ne așteaptă în noul sezon. Ne întoarcem la antrenor. Domnule Cadar, înțelegem, va fi foarte greu în Italia, în acest sfârșit de săptămână, se poate întâmpla absolut orice. Obiectivul nostru este locurile 1-2, bănesc, clar. Da, bineînțeles. Noi tot timpul avem obiectivul de a câștiga orice meci, indiferent cu cine vom intra în apă. Noi intrăm în apă să câștigăm acel meci. La fel va fi și acum. Cel mai redutabil adversar aici în Italia care va fi? E greu de spus, pentru că, așa cum ți-am spus și mai înainte, vom juca cu trei echipe foarte bune. Verona, care joacă Verona, acasă. Eu cred că un pic Verona are un pic avantajul terenului propriu, bineînțeles, dar nu trebuie subestimat nici campioana Muntenegrului și nici Sabadellul din Spania, care de asemenea sunt echipe foarte bune. Muntenegru se știe o forță în polul internațional. Exact, exact. Și la atât de la nivel de națională, cât și la nivel de club. Ordinea vă avantajează sau v-ați fi dorit alta? Așadar, înțeleg, vineri întâlniți echipa gazdă, Verona, da. Sâmbătă în meciul al doilea, echipa campioană Muntenegrului și duminică formația din Spania, Sabadell. Eu cred că nu este rău această ordine, deoarece cu Verona deja am jucat săptămâna trecută, deci eu cred că iar după meciul nostru vom avea posibilitatea de a urmări și celelalte două echipe. Deci ordinea este bună. Da, doreai să mai... Da, vroiam să precisez încă ceva. Nu de mult echipa
antrenorul echipei Herceg Novi, Goico, Vladimir Goicovici, a fost numit și antrenorul echipei naționale din Muntenegru, așa că... Ceea ce spune tot. Deci aici spune mult, pentru că clubul Iadra Herceg Novi, de asemenea, este echipa care a reprezentat cel mai mult Muntenegru, iar antrenorul de aici este și antrenorul. Și probabil are cei mai mulți jucători care e de la Naționala Muntenegrului. Da, bineînțeles. Da, ne așteaptă o confruntare foarte, foarte redutabilă cu cei de la Muntenegru. Putem să-i învingem? Eu cred că da. Ce se simte îmbunătățit în jocul formației noastre, nu știu, la antrenamente, dacă l-ați simțit, față de primul turneu, când ați avut primul contact cu jocurile oficiale din nou sezon? După primul turneu, eu am vrut să punem la punct chestiile tactice pe care acolo, cu ocazia primelor meciuri oficiale, un pic le-am greșit și din cauza aceasta ne-au și taxat echipele adverse și ne-au marcat goluri, zic eu, ușoare, din punctul meu de vedere al antrenorului. Au fost goluri ușoare, iar aceste greșeli aș fi vrut ca să le corectăm un pic și să le punem la punct, ce anume va trebui să jucăm în următorul turneu. În campionatul intern, domnule Cadar, ce ne așteaptă? Eu cred că va fi un campionat foarte interesant, pentru că vom întâlni două echipe mai bune decât sezonul trecut, și anume Steaua și Sportul Studențesc, și aici ne vor aștepta meciuri destul de dificile. Domnule Gheorghe Dunca, mă reîntorc la dumneavoastră, o părere acum ca jucător. Iată, în Italia ne așteaptă jocuri foarte dificile, se poate întâmpla orice, dar în campionatul intern Steaua rămâne eterna rivală care își va dori mai mult ca oricând să câștige titlul? Da, mai ales prin prisma faptului că sunt convins că vor încerca să se opună ca să nu mai câștigăm noi cel de-al 10-lea titlu. Iar celălalt adversar care ar fi? Sportul Studențesc, din câte știu, s-au întărit și ei și au luat chiar un portar de echipă națională. Ne putem aștepta și din partea Sportului să ne creeze greutăți. În acest moment CSM este peste cele două formații? Eu zic că da, cu toată modestia de care pot să dau dovadă, zic că da. Când începe sezonul oficial intern? În mod normal deja ar fi trebuit să înceapă, dar săptămâna aceasta cu Rapidul, dar s-a amânat meciul din cauza acestui turneu din Champions League. Bun, revenim imediat, avem un nou calup publicitar, ora 15:46 de minute, dialogurile sportive, domnilor și domnilor, în care abordăm astăzi activitatea formației noastre de polo CSM Digi. Revenim la emisiune și la ultimele minute ale dialogurilor sportive. Vorbim despre începutul de sezon al echipei campioane la Polo CSM Digi Oradea. Alături de noi în studio, jucătorul și directorul de marketing al CSM Digi, domnul Gheorghe Dunca, precum și antrenorul Cadar Kalman. Mai avem destule întrebări chiar și din partea ascultătorilor, dar l-aș mai întreba pe noul director de marketing al echipei noastre, domnul Gheorghe Dunca, pentru așa atinge aceste obiective legate de performanță și de profitabilitatea clubului, ce e de făcut, domnule Dunca? Vom implementa o serie de activități de marketing specific care vor presupune o mai susținută și mai bună vizibilitate pentru sponsorii și partenerii echipei, prin extinderea suprafețelor publicitare, de exemplu în incinta bazinului, dar și în afara acestuia. Prin promovarea sponsorilor pe toate canalele media, social media, pe care le vom lărgi în viitorul apropiat, dar până atunci le vom face pe site-ul www.csmdigioradea.ro și pe pagina noastră de Facebook CSM Digi Oradea Water Polo. Aici toată lumea care dorește să interacționeze cu noastră poate să o facă pe exact această pagină de Facebook. Da, CSM Digi Oradea Water Polo.ro, nu? Nu, aceasta este pagina de Facebook, Water Polo, da. Altceva? Da, că am vrut să subliniez neapărat ajutorul pe care îl primim din partea primăriei și a Consiliului Local.
De la crearea clubului până azi, aportul lor fiind unul considerabil, dar deoarece avem nevoie de o lărgire a posibilităților financiare ale echipei, pentru ca aceasta să devină și mai competitivă pe plan european, ne vom ocupa și de atragerea de noi sponsori care, alături de cei actuali, cărora doresc să le mulțumim pe această cale pentru suport și consecvență, să-și poată asocia imaginea cu echipa campioană CSM Digi Oradea. Aceștia vor câștiga un capital uriaș de imagine care se va traduce prin ceea ce ne definește pe noi ca echipă: forță, credibilitate și performanță. Sunt sponsori în municipiul nostru, în județul nostru? Da, cu siguranță există putere financiară în acest oraș, cum sunt convins că există și iubitori de sport, oameni de bine, patrioți locali chiar, care sunt dispuși să susțină echipa noastră de polo ca să ajungă în topul echipelor europene în următorii ani. Da. Foarte bine, frumos acest proiect. Noi sperăm să se implementeze de la an la an tot mai bine, dar apropo de obiective în cupele europene, domnule antrenor Cadal Calman, în acest an care este? Obiectivul nostru este ca să ne clasăm cât mai sus, dar obiectivul meu personal este ca să ajungem în grupele Champions League. Grupele principale, grupele, cum s-a întâmplat în urmă cu 2 ani, exact, nu? Dar de acolo eu aș dori să ajungem și mai sus. Până acolo vreau să menționez că va fi un drum foarte, foarte lung și greu, deoarece regulamentul s-a schimbat și față de anul trecut, acum se intră mult mai greu acolo în aceste grupe, dar cu atât este mai frumos dacă este mai greu. Cum simțiți adversarii? Cum respectă CSM Digi Oradea? Este un nume și în Europa? Da, este un nume puternic și în Europa, dar vreau să subliniez chestia cu numele, pentru că în momentul în care am dat de adversari foarte puternici, aceștia deja, în momentul în care ne-au luat în serios, vorbesc de trecut, atunci s-a făcut o diferență de scor mai mare. Eu nu doresc acest lucru, eu doresc ca să micșorăm acest scor, ba chiar mai mult să și-i batem. Da, minutele observăm că se scurg cu repeziciune, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție în ediția de astăzi, mai avem câteva întrebări însă și de la ascultători. Spre exemplu, una dintre acestea, că ce înseamnă frumusețea polului, care sunteți rugați să răspundeți amândoi, domnule Duncă? Pentru noastră, este, de ce este frumos polul? Nu știu dacă o să reușesc să prin câteva cuvinte, mă rugăm. Prin câteva cuvinte să-mi exprim ceea ce simt vis-a-vis de polo. Practic este o bucată mare din viața mea, deoarece practic sportul de la vârsta de 6 ani, deci am câțiva zeci de ani petrecuți în apă, la bazin. Alături de satisfacția rezultatelor, ale reușitelor, atât cu echipa de club, cât și cu echipa națională atunci când am făcut parte din ea, până la, pot să spun și că m-am realizat pe plan material, pentru că am jucat și în străinătate câțiva ani, și datorită îmbunătățirii condițiilor pe care le avem în Oradea de câțiva ani de zile, este din ce în ce mai bine. Da, e în regulă. Și Calman, dacă poți să răspunzi la aceeași întrebare. Eu cred că sportul în sine, și nu numai de polo, dacă vorbim, sportul te ajută foarte mult din punct de vedere al spiritul luptei pentru a atinge un obiectiv în viață. Așa au fost și cu mine în polo, dar eu cred că acest lucru poate caracteriza orice luptă în orice domeniu în viață. Deci dacă vrei să ajungi undeva sus, trebuie să te sacrifici să ajungi acolo. Eu cred că acest lucru este această lecție este cea mai bună pe care m-a învățat polo. Am înțeles. Și o ultimă întrebare de la ascultători astăzi. Dacă ar fi să schimbați ceva în regulamentul poloului, ce ați schimba, domnule Dunca?
Nu știu, este foarte... Această întrebare este una chiar dificilă, pentru că încercări de a schimba ceva se întâmplă în fiecare an și, după părerea mea, lucrurile se înrăutățesc la fiecare schimbare. Poate era mai ușor cu regulamentul care exista cu 20 de ani. Este o părere, nu știu ce să zic. Da. Domnule Calman? Ceea ce aș schimba eu sunt mai multe lucruri, dar în primul rând eu cred că orice schimbare trebuie să fie verificată întâi, trebuie văzut dacă este o îmbunătățire sau mai mult un regres față de ce este acum. Deci, în orice caz, cei care fac regulamentul în polo ar trebui să fie mult, mult mai clar față de spectatori. Pentru că foarte mulți oameni care vin... A scăzut din spectaculozitate acum cu regulamentul schimbat? Oarecum da, pentru că în fiecare an se schimbă, iar oamenii care nu au făcut polo de multe ori nu cunosc exact ce se întâmplă în apă. Deci în privința acestui lucru ar trebui făcut o îmbunătățire. Bine, vreau să adaug și eu aici da, o propoziție legată de ce-a spus public, da. Discut cu membrii ai familiei mele, cu prieteni care vin la meciuri și de multe ori mă întreabă după meci ce s-a întâmplat în faza cu tare sau cealaltă, deși sunt oameni care vin de ani de zile la meciurile noastre de polo, totuși datorită schimbărilor care se întâmplă în fiecare an, nu mai înțeleg nici ei de multe ori ce se întâmplă în apă. Da. Doar un minut mai avem, din păcate, la dispoziție. O să încheiem cu antrenorul Cadal Calman. Ne axăm pe acest turneu. La ce să se aștepte ascultătorii noștri, iubitorii de polo, în general de sport, din Bihor? Plecați, înțeleg, miercuri și vă întoarceți luni. Da, vom pleca miercuri, iar primul meci va fi vineri seara cu Verona, următorul sâmbătă și duminică dimineața ultimul meci. În mod sigur, echipa va da tot ce îi stă în putință pentru a câștiga aceste trei meciuri și de a se califica mai departe. Iar domnule Dunca, o să țineți la curent pe pagina de Facebook, înțeleg? Bineînțeles, am intrat în ritm și informații. Este una din lucrurile care mi le-am asumat. Imediat după meci pot afla detaliile ce s-a întâmplat acolo. Exact. Este în regulă, noi vă ținem pumnii, vă urăm mult, mult succes și în această competiție internațională, cât și în campionatul intern. Mulțumim pentru prezența în emisiune. Mulțumim și noi. Mulțumim încă o dată, așadar, domnilor și domnilor, iată că dialogurile sportive din 14 septembrie 2015 s-au apropiat de final. Încă o dată le mulțumim celor doi invitați, jucătorul și directorul de marketing al echipei oradene de polo CSM Digi, Gheorghe Dunca, și antrenorului formației noastre, domnul Cadar Calman, pentru că am vorbit despre începutul de sezon al echipei de polo CSM Digi Oradea. Eu sunt Florin Mihal, care îi mulțumesc colegului Doi Coatilo pentru faptul că mi-a asigurat asistența tehnică. De asemenea, vă mulțumesc și noastră pentru atenția acordată și nu pot decât să vă doresc să aveți parte de o săptămână cât mai bună în continuare.